Acum o lună filmam șantierul ăsta de la Pancom, că e neprotejat, periculos. Și se află tamal lângă inspecția muncii, la 200 de metri, 300 de metri distanță. Și nu s-a schimbat nimic. Muncitorul ăsta acum să-l lunice o leacă, cade tot cu scară peste oameni și nu-i omoară, dar îi schelodește. Și ne-o să răspundă? Brega, că de ce o filmat și o provocat. Încoace construcția târnă fix deasupra capului. Pe aici trec oameni. Da, aveam atenție și avertizare în limba rusă. Sărojna stroica. Și când două luni sau un pic mai mult de o lună ar trebui să fie gata. Și tot e autorizat. Cum e statul, așa și autorizațiile și atitudinea față de cetățeni. Se plimbă acolo unul pe șantier cu capul gol. Nu are niciun parapet de protecție la etajul acela. Dacă se ia cu vorba, cade în camion sau peste vreun pieton.